TV. Miniștrii Pierșu și Voicu vorbesc despre ratarea unor fonduri internaționale importante pentru construcția stației de proare Soroca și achiziția. Da, apropo, eu am văzut și eu în aceste zile. Uitați-vă, tot destul de interesant. Doamna președinte declară că noi trebuie să facem tot posibilul, să ajutăm oamenii, dar chiar astăzi, în aceste clipe, ce obțin la sfârșitul zilei de ieri, la dumneavoastră pe masă stă legea votată de Parlament, care mai trebuie să o semnez, care permite ca peste 50 de milioane de dolari să vină în Moldova pentru aprovizionarea cu apă în Cahul, vreo 10 sate, în Râșcani, vreo 15 sate, stația de epurare de la Soroca, care căutăm de 20 de ani bani să faci stația și de epurare de la Soroca, apă și canalizare la Cumrad, vreo 100 de școli din diferite sate să le aprovizionăm cu apă și vreo 25 de spitale. Și că mai înseamnă această lege nu semnează. Păi care e explicația? Păi semnați-o. Semnați legea, pentru că noi pierdem aceste surse. Și ieri a fost ultima zi. Cinic. Cu cât mai rău, cu atât doamna Sandu îți gândești că o să fie mai bine. Dar cu Ministerul de Interne, încă eu am dus negocieri 2 ani în urmă cu Japonia, ca să ofere 18 sau 20 de milioane de dolari grant, cadou, pentru procurarea mașinilor autospeciale pentru pompieri. Și de documentul acum la președintele pe masă, n-al semnează. Și stă documentul de 2-3 săptămâni. Și japonezii spun, băi, noi nu vă înțelegem. Noi suntem gata să vă ajutăm, ca și Banca Mondială. Dar la voi ce se întâmplă acolo pe interior? E ca care e fața adevărată a conducerii țării, cu regret. Cu regret. Dacă nu poate să facă PR personal din asta, atunci mai bine să blocheze. Lasă oamenii să rămâi fără apă, lasă ardă casele pentru că nu sunt mașini de pompieri, dar nu semnează așa. Doamna președinte, mai să lăsați.